având în vedere matematica care se aplică în Consiliul Județean, referitor la consilierii județeni, sigur că prima noastră opțiune este Partidul Social Democrat. Prea bine se știe că au fost discuții cu ambele mari partide politice, PSD și PNL, dar am observat o hotărâre sau o fermitate în ceea ce ne privește a Partidului Social Democrat. Nu întâmplător sunt prima noastră opțiune. Noi am făcut niște promisiuni electorale care trebuiesc respectate. Și aici fac referire la spitalul din Bozovici, care trebuie de îndată deschis. Sunt câteva drumuri județene care de asemenea trebuie făcute. Promisiuni care noi le-am făcut oamenilor. Ori în condițiile în care noi, cu doi consilieri județeni care îi avem în Consiliul Județean, n-am fi putut face aceste lucruri. Nu ne rămâne decât să mergem în această posibilă alianță și să ne ținem de cuvânt în fața oamenilor care ne-au votat. Această posibilă alianță se va reflecta și la nivelul comunelor și orașelor? Sigur. În primul rând, această decizie este o decizie luată în favoarea Partidului Mișcarea Populară. După cum se știe, Partidul Social Democrat are majoritatea primăriilor din mediul rural. Ori pe noi ne interesează și colegii noștri din mediul rural. Sigur, și mediul urban este foarte, foarte important, dar totuși noi avem structuri în tot județul și ne interesează colegii din județ.